faz verificação, entrega. Dacă se știe exact, sau dacă se știu exact motivele pentru care momentan este respins proiectul. 25 de puncte, profesor. Dacă acele 25 de puncte cad în vina, să spun așa, a celui care a scris proiectul sau a celor din cadrul primăriei pe vremea când s-au strâns actele și s-au făcut documentații. Deoarece, după știința mea, atunci când s-a făcut documentația, inclusiv primăria Hunedoara a participat la colectarea unor acte. Tot informațiile pe care le-am și care nu știu dacă sunt reale, pe vremea respectivă s-a creat eroarea, iar neprovenind de la cei care au scris proiectul, și chiar de la cei care au fost aici în cadrul primăriei. Și aș dori să știu dacă acest lucru este adevărat și asta mă întrebă domnul Arion. Și întreb și pe domnul Bogoțanu, fiindcă dânsul a primit răspunsul cu cele 25 de erori semnalate de către autoritate și pe baza cărora s-a respins proiectul. Adică doresc să știu care sunt problemele evite și în sarcina aplicată. Ce ne încălzește? Hai să spun o chestie. Oamenii de succes sunt cei care găsesc soluții. Nu oamenii de plângăcioși care găsesc toții soluții. Numai puțin o chestie. E vinovat. Fostul primar e vinovat. Fac parte din PNL. Ok. Ce spui? Ce vrei să demonstrezi? Dom'le, ăla e prost. Da, dom'le, sunt eu prost. Corect. Nu. Ce mai... Hai să găsim soluții. Ok, hai să spun. Mi-a plăcut o singură chestie primarul în cel 5 de ședințe care au fost din 5 ani. Dom'le, ok, ce a fost, a fost, hai să trecem să găsim soluții. Da, domnule, asta este. Când vrei să ai zice ceva, să închezi, în cer scuze că n-a fost notat, trebuia să fie notat, în cer scuze la toată lumea aici. Domnule, hai să găsim soluții, nu. Motivații. Cine e prost? Ăla, mortul, ăla. Motivații, plângăcios. Scuze. Nu, domnule, găsim soluții. Hai mă să găsim o soluție. Păi nu găsim soluții. Hai să ne cine. Lasă-mă morții, mă, zile. Mă interesează un aspect. Tocmai pentru a găsi soluții. Atâta timp cât a venit o problemă din cadrul primăriei, doresc să o știu, să o identific astfel încât să nu o repet pe viitor. Dacă cineva din cadrul primăriei nu și-a făcut treaba bine, doresc să știu cine este astfel încât pe viitor el să nu mai fie pus în situația de a greși pe mai departe. Asta mă interesează. Nu să fie pedepsit, ci să nu repete greșeala. Văd că până acum, de 26 de ani, repetăm greșeală după greșeală. Mă interesează că următorii 4 ani de zile să nu repetăm greșelile. Este singurul meu interes. Nu altul. Iertați-mă că am ridicat-o. Încă tot vorbeam de asta și am spus că nu e bine să fiu agresiv și am fost tocmai eu cel agresiv. Și îmi cer scuze. A doua întrebare pe care o adresez domnul primar. În timpul campaniei electorale, alături de mine, sau eu alături de dânsul, am fost singurii care am susținut trecerea castelului sub egida Muneasului. Dacă există în continuare acest proiect și care ar fi pașii ce se fac pentru a atinge scopul acesta. Mulțumesc! Am găsit în primărie o documentație întocmită de fostul primarului Ivana pe această temă. O reactualizăm și intenționăm să ne ținem de cuvânt în ceea ce am discutat atunci. Mai aveți alte întrebări sau alte propuneri? Da. Domnul consilier Ștefan. Da, o să fiu foarte scurt. Tocmai pentru a nu repeta greșelile, așa cum spunea și colegul nostru, domnul Bosanciu, nu revin la ideea de a le transmite reprezentanților noștri din consiliile de administrație, adunări generale ale acționarilor, ale asociațiilor, să ne trimită și nouă procesele verbale de la ședințele la care participă, pentru a nu mai fi nevoit să aflăm din presă informații extrem de importante, așa cum au fost cele legate de clubul de fotbal. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Domnul reprezentant sătesc de la Boș, domnul Greu Tavampare. Aș vrea să mă duc puțin în față situația Boșului, deși domnul primar de duminică a fost la ședință pe parte din consilier. Știu exact problemele care sunt acolo, dar totuși fiind și în ședință de consiliu, am zis că e bine să știe toată lumea. Ar fi problema capelei din Boș, Boșul care nu are o capele, s-au demarat lucrurile, nu știu exact în ce stadiu se află.
Știm că s-a aprobat la ultima ședință de Consiliu schimbarea de destinație, dar documentația încă nu este primită. Și sperăm să primim o documentație și ca să putem să începem lucrările acolo. De asemenea, știți că școala este foarte deteriorată, este foarte uzată. Noi, ca să tem, să știți că o să strângem o parte din bani, dar probabil că nu o să reușim să acoperim toate costurile de renovare. De aceea, cu ajutorul dumneavoastră, o să încercăm să vedem dacă și primăria ne poate ajuta în această direcție. Problema drumurilor, domnul primar a spus-o, va fi un cadru general și atunci poate vor fi prinse și drumurile. Altă problemă la Borș, să știți, este ecologizarea unui teren de la fostul CAP. Foarte multă lume din oraș, vin dubițe, vin mașini cu gunoaie, cu molos și se face o croapă de gunoi acolo. Este focar de infecție. Este o zonă în care nu se poate trece. Trebuie neapărat cumva rezolvată situația. Domnul primar spunea că trebuie identificat proprietarul. Nimeni nu se declară fi proprietar acolo. Dar asta nu este o soluție. Dacă nu se declară nimeni proprietar, dar decât în locul respectiv să treacă în, știu, în administrație publică, în terenul aparținător de vânătoare. Sau trebuie găsit o soluție. Transportul pentru copii, dacă este cu putință, sunt copii, acum Boșul este un sat și ne bucurăm că sunt familii tinere care vor să rămână la sat, sunt familii care au copii, sunt copii care fac naveta la școală, sunt undeva poate mai bine de 20 de copii care fac naveta și dacă ar fi posibil un transport local de la Vânătoarea care să vină în sat, microbuse, ia copii și se ducă la școli. Acum, o altă problemă ar fi canalizarea în satul Boș. Toată lumea are fântână, toată lumea are hidrofor, toată lumea are apă curentă în casă. Problema nu este să-ți aduci apa în casă, problema este ce faci cu apa menajeră. Mare parte au fose făcute, dar să știți că la o ploaie abundentă, fosele nu fac față, sunt infiltrații foarte mari. Vine ritanj, la scoate, în două zile fosa este plină. Și nu este o soluție. Atunci trebuie neapărat un sistem de canalizare. De asemenea, oamenii mai spuneau de râul care vine prin Boș. Ultima oară am fost foarte afectați pentru că râul n-a făcut față volumului. Asta a fost, dar dacă ar putea fi curățat, să participe acum și noi ca oameni, normal nu așteptăm tot de la primărie, dar cu ajutorul primăriei punem și noi mână de lucru, mai mobilizăm oamenii, ieșim cumva pe râu și să încercăm să curățim puțin albia râului. Și, ca ultimă problemă, ar fi căminul din Boș. Este un cămin care, momentan, încă îl folosim pentru anumite evenimente. Tot acolo își desfășoară activitatea grădinița. Grădinița este puțin mai îngrijită, dar sala mare a căminului ar trebui renovată, ar trebui zugrădită. Și dacă s-ar putea. Cam astea nu ar fi probleme de la Boș. Da, mulțumim. Domnul Bădin? Aș vrea să știu, pentru că cel puțin când eram consilier în 96-2004, era obligația asociațiilor de proprietari de a face acele anuale de ratizări și de disecții. La ora actuală am impresia că această treabă nu mai fac majoritatea asociațiilor de proprietari și fiind să cred că este un lucru care ar trebui făcut pentru că e vorba de țânțari, de șoare și așa, șobolan și așa mai departe. Nu știu dacă există, prin compartimentul de specialitate, un ordin sau o hotărâre de consiliu în vigoare care să oblige asociațiile de proprietari să-și facă această deratizare și de disecție anuală la imobilă pe care le spătoră. Nu știu să există o asemenea hotărâre, dar se poate inițiază. Pentru că este necesar, așa cum se face din disecția pe domeniul public ăsta, este necesară, totuși, în toate orașele acestea și exista o treabă din asta, să se facă de disecția și de ratizarea la nimeni. Da. Domnul Bădin? Tuturor colegilor consilieri care au votat astăzi
legătură cu clubul sportiv municipal Mândoara. Eu și colegul, consilier domnul Bădin, să facem o treabă foarte, foarte bună. Și mă bucur că sportul în Mândoara merge în continuare. Sperăm să nu facem același lucru cum s-a întâmplat cu cele trei, Covinul 2005. FC Hunedoara și cealaltă echipă care a fost. Cum spunea și domnul consilier Nicușor, să venim în fața dumneavoastră cu toate deciziile și să le discutăm aici, să le votăm și să ținem scopii și să banii să nu facem și am avut aseară o sesizare, am primit o sesizare pe Facebook. Într-adevăr, o problemă cu parcul din Omen, de la Zubeleț. Este o problemă, ar trebui verificate toate topoganele, dacă credeți că se poate. Am o poză în care, într-adevăr, e o problemă. O problemă foarte mare. Deci este, într-adevăr, trebuie să schimbăm. Asta demonstrează că cei consilierii locali de la PSD spun ceea ce gândesc, nu? Domnul consilier, am văzut și o poză. Din păcate, topoganul la nou s-a rupt, pentru că, mai puțin, pentru că nu a fost folosit cum trebuie de cei din zonă și a fost înlocuit în regim de urgență unul de la atelier, reparat, s-a deteriorat din nou, dar atenție, scrisul ce apărea acolo, vă pot arăta o fotografie, că nu era atunci când l-am pus. Acum să vedem injurile alea cine le-a fi scris. Nu știu cine, dar trebuie foarte departe. Să fie sănătos. Țărinci ale drogaților, Corneși, Căi și patru blocuri care, trei blocuri, dintre care niciunul nu mai are aviz tehnic. Până acum 2 ani de zile mai avea primul bloc de la intrarea pe Rondovei. Aș vrea ca denumirea străzii de 1 decembrie să arate într-un fel. Faceți ceva demolațiile, încercați să faceți ceva acolo, ca să arătăm că respectăm și Ziua Națională, dar și o zonă acolo care este dintre cele mai vechi. În partea a doua, fără să învinuiesc pe fostul primar sau pe altcineva, vreau să anunț Consiliul Local că are, dacă are voință, are trei surse de bani. Prima e de la FC Hunedoara pentru furturile pe care au făcut, acțiune în regres și se recuperează bani. După aceea mai sunt două procese de rog. De fapt, numai unul e pe rog. Cel mai important este procesul pe care l-a deschis primăria, nota bene, primăria, a dat în judecată Camera de Conturi a Hunedoarei și Curtea de Conturi a României, ne recunoscând un control al acestora. Valoarea prejudiciului pe vremea domnului Hada și a domnului Bende este de 3.600.000 în cele 14 abateri financiare și de 2.500.000 la nivelul, spitalului, dintre care numai dintr-o modificare de condei, cum e notificat în, procesul verbal, s-au delapidat 320.000. Contestația făcută de primărie la Curtea de Conturi a fost respinsă și primăria, în loc să cuantifice valorile și să recupereze 3 milioane, a dat o judecată Curtea de Conturi. Eu am intrat, am făcut cele de intervenție accesorie în numele Asociației Civice pe care o conduc, alături de Curtea de Conturi și trebuie să vă spun că sunt împotriva primăriei. Pentru că eu, ca cetățean, trebuie să recuperez 3.700.000. Că nu s-a putut a se recupera de la nume ca Boloț, Bende, Lazar și așa mai departe, este treaba lor. Primăria trebuie să recupereze bani. De o săptămână am primit adresele dumneavoastră pe mei, pe legea 544, și o să vă informez. A doua problemă. Acum 13 ani s-a semnat contractul de privatizare cu Siderurgica. Știu că nu trebuie să vă certați cu investitorii, dar să vedem ce fel de investitori. Una din obligații este, a fost aceea că a fost vândută combinatul, a fost vândut Siderurgica, a fost vândută pe $1.000.000. 500.000 s-au virat atunci, în 28 octombrie 2003, în cortul de abat, și $500.000 trebuiau să dați comunității locale pentru crearea de locuri de muncă. Nu voi veni cu o soluție tehnică,
bioetanol din gazele de la oțelărie, lucru pe care în Italia îl face în Belgia, dar că nu face în România, și atunci voi propune primăria să vină cu cel puțin 500.000 de dolari, Mitan cu 500.000 obligația, locuri de muncă și facem și ecologizare. Asta ca să mai terminăm cu chestiile astea, că se supără Mitan și pleacă. Mitan și așa se sifonează bani. Am făcut o numele meu propriu ca acționar și suspendat la ora asta, cum să vă spun, procesul, dar primăria poate să o facă pentru că nu am avut resurse financiare. S-a suspendat că n-am putut. Numai traducerea în limba neerlandeză, unde este registrat VNM, primul, cel care a semnat contractul, în Antilele Olandeze, în paradis fiscal, mi-a luat 4 milioane jumătate. Eu nu mă pot lupta. Pot să fac demersuri, îl executăm la nivel național pe mitat de 5 ani pentru niște datorii la colizie la Galați, dar nu mă pot substitui primării. De aceea, sunt cele 3 surse de bani. Mitat, Curtea de Conturi și Adevăr, veți primi primei dosarele și sper să acționați. Nu se poate ca primăria să pierdă 3.700.000 numai ca să nu deranjăm pe domnul profesor. Turnător la securitate, să nu deranjăm pe domnul Bende, să nu deranjăm pe Ada. Deci nu se poate. Ada a primit două condamnări pentru 10 proiecte, pentru 10 contracte în valoare de 50.000. Și noi renunțăm la 3.700.000. Eu nu pot. Nici nu pot să ies în piața mare să instig lumea, dar nici nu pot să accept să pierd 3.700.000. Și vă spun, când intru într-un proces, consider că intru pe un teren de fotbal. Nu-mi place să pierd. Că am fost numai capitan de echipă și concentrat. Mulțumesc. Aveți bani de recuperare. Problema este să avem și forță de muncă, nu doar. Da, dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, vă mulțumesc pentru participare, declar închisă și